Salutare și bine v-am regăsit la Garajul Galben, lemn cu atitudine! Astăzi o să vă prezentăm ce am mai făcut în ultima perioadă, pentru că n-am mai filmat, n-am prea avut așa stare de filmat și de arătat chestii, dar am lucrat la ceva scaune, am lucrat la niște tocătoare și Radu s-a apucat de încă un taburet. Deci, ne vedem înăuntru. Ciao! Astea sunt scaunele de bar la care am lucrat în ultima perioadă. Sunt scaune mai înalte, au undeva la 80 de centimetri înălțime, un suport pentru picior. Sunt făcute din țeavă dreptunghiulară de 6x2, cu 2 mm, da, cu 2 mm în grosime. Și deasupra lor o să le punem un șisut de lemn, este un lemn de stejar, cam așa, deocamdată e lipit. Partea asta e un pic finisat, aici apoi la finisăratul și o să vină pus aici deasupra. Au ieșit un pic cam masive scaunele astea, cam babane, dar arată bine, noi zicem că arată foarte bine. Totuși șezul ăsta frumos de lemn, care o să vină finisat peste tot. Și o să vină la masa de bar sau nu știu să zic, la barul din spate, care se vede acolo în spate. Perpendicular. Și am și două tocătoare, unul mai subțire, dar ăsta e mai subțire și mai mare ca și suprafață și unul mai gros și mai întrus. Ăsta are cred că 35x35. Da, e pătrat ăla, e și pătrat. Unul mai mare, 35x50. Primul l-am și terminat, mai trebuie finisat, mai trebuie dat ulei. Și ăsta mare o să vină și gravat cu laser undeva într-un colț, deodată e lipit, da, trebuie tras la grosime, trebuie dreptat. Da, cam așa arată în presă, adică toate bucățelele astea mai întâi le-am debitat. Ăsta e lemn de nuc american aici, acolo s-o lipi ceva, da, nu contează că se scoate la rindea sau la grosime. Și cam așa arată în presă și ăsta de aici tot așa a stat în presă. Lipit frumos, curățat. Da, păi că a stat 2 zile sau cât a stat. Deschide presele! Te ajut? Perfect! Dă-i! Cum e? E ok, nu? E ok pe partea alta? Da, o ieși lipici afară, e bun. Ideea e că vreau să vă mai arătăm un taburet din aia 18 sau, mă rog, 20 sau 15, nu știu exact cât o să fie. Are 6 de ani? 6-7 cam deja. Da. Ideea lui Radu, s-a stăcat de el. Asta e piciorul taburetului. Am găsit niște fac foarte, foarte afectate, carii de umezeală, părți putre de... Da, mi se pare că arată foarte bine. Da, textura mi se pare că e foarte interesantă. În fine, am luat un calup de vreo, cred că, 12 ani. Înălțime de vreo 35. Bun, o să mai primească niște adiții, o să primească un șezur, o să primească un talpă. Cu metal, pui, nu? Cu metal, cu metal. Tablă, de punțare de grosime. Și m-am gândit să îmbocoțonez cumva, așa că i-am tras pe un lateral niște coriane, am găsit niște coriane atât de mici de la cineva.
pună mâna să caute. Citească o carte. Radu a vrut să facă niște intarsii aici, sau nu știu cum să le numesc. Intarsii. Intarsii. Prima bucată renunțant, e a doua bucată, de fapt, e o frumă. Mai vine o bucată. Încă nu sunt numite. Așa. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 5 și 8. Înțeam. Ideea e că vă zic așa, dați-ne un like, dați-ne un share și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Hai, ne vedem. Ceau! Bun, și atunci, bucata asta de lemn o să fie tot un picior cumva, o să facă parte tot din taburet. Nu, Dragoș sunt bătat azi noapte și nu știe ce. Nu, păi, al doilea șezut de la al doilea scaun în alt. Ah, super, da, uite că și seama. Da, super. Bine, am plecat! Ariergarda! Da, e vineri, suntem cam terminat. Dar știi că asta o să apară e marți. E terminată, a, da? Da, da. Deci cine mă vede? Tăi, tăi, tăi! Că vine ăsta cu tirul, mă, muie!